setor inspecția, inspecția care trebuie să fie la 10, depune din 8 jumate și să lasă așteptat. Acum ne aflăm la școala numărul 5, o școală unde același tip de intervenție, de modernizare, pe tot ce înseamnă instalații electrice, termice, sanitare, eficiență energetică, instalații de anvelopare și instalații de protecție împotriva incendiilor, panouri solare. Iată că, deși lucrurile au început simultan, exact în aceeași perioadă, anul trecut, în martie, aici suntem în ziua în care se face recepția la terminarea lucrărilor. Vești bune pe partea de licitație pe tot ce înseamnă mobilier școlar, atât școala 5, cât și școala 8. Și toate școlile din municipiul Piatra Neamț vor fi dotate, începând cu luna septembrie, odată cu începerea noului an școlar, cu mobilier școlar modern, nou, de ultimă generație și echipamente electronice.